ultimă oră dosarul penal deschis pe numele ministrului Justiției Tudorel Toader sub acuzația de abuz în serviciu a fost închis la nici 3 săptămâni de la data sesizării. Vă reamintesc, Procurorul General al României a deschis acest dosar după ce Tudorel Toader a anunțat că a început evaluarea Procurorului General. Ana Maria Bujor are informația. Ana Maria, te ascultăm. Bună ziua, Ana, bun găsit tuturor. Dosarul a fost deschis în urma unui denunț în care se preciza faptul că Tudorel Toader ar fi făcut abuz în serviciul în momentul în care a solicitat să devină notar public. El a explicat atunci, chiar la Antena 3, faptul că această solicitare a lui vine în urma faptului că el a fost judecător CCR și pentru acest lucru el nu trebuie să susțină vreun examen pentru a intra în notariat. Cu toate acestea s-a făcut acest denunț pe care procurorii se pare că l-au luat în considerare, însă ei nu au luat în considerare și faptul că Tudorel Toader, în calitatea sa de judecător CCR, putea să ceară oricând acest lucru de a deveni notar public. Nu este ca în cazul judecătorilor în alte curți, care au un termen în care pot să ceară să devină notar public. Drept urmare, în cele din urmă, iată că procurorii parchetului general au decis clasarea acestui dosar pe motiv că fapta nu există. Mulțumim foarte mult, Ana Maria Bujor.